dată. Vai, sper că după butonul verde se ascunde ceva plăcut. Așadar, se pare că Lily a apăsat deja butonul. Ești gata pentru prima porție de gustări? De data asta primești castraveți murați. Sunt la fel de verzi precum butonul pe care l-ai apăsat. Și mai sunt și foarte scârboși. Sper că adori murăturile. Scârboșenie! De unde vine duhoarea asta? Desigur, de la zeamă și de la castraveții murați! Îmi plac doar în salată! Poate și ăștia îmi vor plăcea? Credeam că va fi mai rău! Prezentatorule, mulțumesc mult! Ba chiar nu-ți răi deloc! Vrei să guști? Brr, cum poți să mănânci așa ceva? Dacă nu vrei, nu trebuie! Mai bine mă duc la Susie! Poate ea mă va bucura cu ceva delicios! Dacă va apăsa, desigur, butonul corect! Important e să nu greșesc! Îmi place zombiul de pe butonul galben! Să fie el! Bună alegere! Acum Susie trebuie să mănânce o farfurie întreagă de creier! Ce bine că e de geleu! Nici eu nu aș refuza! Susie, prinde! Ce oribilitate! De unde l-ați luat? De unde? Ah, scârboșenie! Stop! Cumva creierul ăsta nu seamănă cu cel real. Exact! E de geleu! Și eu doar ce mă speriasem! Delicios! De dragul astfel de creier sunt gata să devin zombi! E chiar foarte bun! De unde vin sunetele astea? Și de ce se mișcă pereții? Aaaa! De ce nu m-a avertizat nimeni în legătură cu zombii adevărați? Și de unde sunt aici așchii? Luați creierele! Doar nu mă atingeți! Nici să nu îndrăzniți! Mai bine luați tot geleul! Se pare că tactica asta funcționează! În cazul ăsta sunt gata să le dau toate gustările! Poftiți! Și dumneavoastră? Și dumneavoastră? Așa! Ce vă mai trebuie? Nu mă mâncați? Ah, voiați să mulțumiți! N-aveți pentru ce! Vreți să facem o poză? Nu aș fi crezut niciodată că zombii sunt așa de drăguți! Mulțumesc mult! Pa tuturor! Și mă scuzați că m-am speriat de voi la început. E doar foarte neplăcut să vezi mâini verzi. Uimitor! Nu știam nici eu că vor veni zombi adevărați. De la mine ce mai vreți? Ajutor! De ce vă ia așa de mult? Vai, mi-am smuls un smoc de păr. Ce oribil! Am devenit mai chel cu o șuviță. Dar oricum sunt foarte atrăgător. Dacă ești de acord, spune-ne în comentarii. Lily, timpul să apeși pe buton. Încă aleg, e foarte dificil. O să aleg la întâmplare. Sper ca galbenul să fie o culoare norocoasă. Lily, ai mare noroc, pentru că în spatele acestui buton se află un tor. E decorat cu căpșunele și cremă de căpșuni. Nu aș refuza așa minunăție. E foarte delicios. Dar n-am decât să-i dau tot lui Lily. Și oricât de tare nu mi-aș dori să mă despart de tortul ăsta. Dar asta e regula. Lily, sper că-l vei îndrăgi. Rămas bun, tortule! Ce mai e și asta? Pare a fi ceva gustos! Exact! E tort! Ba chiar favoritul meu! De căpșuni! Așa mai zic și eu, noroc! Păcat că nu-mi pot păstra nicio felie! Dar îmi doresc foarte tare! Lily, nu uita de bunătatea mea! Ți-am dat un tort întreg de căpșuni! Mănâncă-l pentru amândoi! Cu plăcere! Prezentatorule, ai de pierdut! E incredibil de delicios! Și nu mai arunca așa cu bucăți în mine! Mă doare capul! Aș vrea să gust măcar crema! Sau de ce sunt aici până la urmă? Delicios!
Adevărul e că mă cam doare. Se pare că mi-a ieșit un cucui de la lovituri. Vai, până când Lily nu va începe să mă învinovățească, mă duc spre Suzy. Iar eu chiar am ales butonul. De data asta mă încred minunatului albastru. Wow, desigur, Suzy nu are atâta noroc precum Lily, dar și ea primește ceva delicios. Suzy, poftim limonadă! E cu gheață, așa că ai grijă să nu te doară gâtul. Da, s-a făcut cam frig aici. Îngheț complet, toate din cauza limonadei. Nu am apucat să beau nimic, iar lămâia mănâncă singur, prezentatorule. Poftim! Ce ai făcut? Ochii mei! Cum ai îndrăznit? Așa-ți trebuie! Wow! Se pare că gheața chiar funcționează! Vreau o gustare! Haide, butonule galben! Nu mai dezamăgi runda trecută, nu mă dezamăgi nici acum! Simt că butonul a fost apăsat! Lily a ales din nou galben și are din nou noroc! Runda asta primește o grămadă de gem de căpșuri! Priviți ce borcan imens am! Ajunge tuturor! Și din nou nu vreau să-i dau borcanul lui Lily! E prea delicios! Trebuie să-l gust! Aveam dreptate! Și unde e? Aștept gemul! Fie! Așa să fie! Ține! Ce tare! Am din nou noroc! Nu credeam că provocarea asta mă poate face atât de fericită! Și sătulă! Fiecare fruct din gem e egal cu aurul! Într-atât de delicios! Suzy, e rândul tău să apeși pe buton! Sper ca culoarea văratică, adică verdele, să nu mă dezamăgească! Suzy, ai noroc! Mai ales dacă ești o pasăre, pentru că după butonul ăsta se află mâncare pentru păsări! Deși eu nu am gustat niciodată, poate le place și oamenilor! Suzy, ne spui apoi cum ți s-a părut! Și asta ce mai e? Semințe? Și ce să fac cu ele? Nu sunt o coțofană ca să mănânc semințe! Doar n-ai de ales! Am o grămadă de mâncare! Da, n-am avut noroc! Cine să fi știut că butonul de culoare a naturii aduce după el locuitorii acesteia? Și e obligatoriu să mănânc? Desigur! Vai, de unde atâtea păsări? Șu, șu, plecați de aici! Uimitor! Luați mâncarea și de mine nu vă atingeți! Zburați de aici! De boabe nu-mi pare rău, ba chiar mâncați-le pe toate! Uf, a trecut! Dar de unde e duhoarea asta? Ce curge aici? Iac, scârboșenie! Sunt plină de gâneți! Grețos! În sfârșit și-au luat zborul! Suzy, se pare că ai făcut cunoștință îndeaproape cu păsările! Duhnești de la o poștă! Eu cred că mă îndepărtez puțin! Suzy, ai dreptate! Sunteți la provocarea mea și trebuie să alegeți butonul! Sunt gata să-mi încerc norocul! Îmi place butonul ăsta, albastru! Pornim! Ce se ascunde după el? Cât curaj! Sunt mândru! E de lăudat! Nu mă așteptam la asta! Doar păcat că alegerea ta nu ți-aduce ceva bun! Ouă crude! Și ce greu e castronul ăsta! Vai, ce mai e și asta? Ce scârboșenie! Sunt lipicioasă din cap până în picioare! Îmi imaginez cât e de îngrozitor, dar n-ai ce face! Sunt ouă peste tot, până și la mine în gură! Sper că-ți vei reveni! Iar eu trebuie să mă duc la Suzy! Vai, se pare că am apăsat din greșeală un buton! Nu, nu am vrut să-l aleg!
Scuze, dar așa a ales soarta. Nu o putem schimba. Așa că primește o porție imensă de tăieței iuți. Apropo, miros minunat. Nu mă pot abține. Vreau să gust. Vai, îmi ia foc gura. Nu mă așteptam să fie așa de iuți. Trebuie să mă scap de grămada asta. Suzy, ține, sunt ai tăi. Minunat, nu sunt împotriva unui prânz. Mai vreau. Aruncă-i pe toți pe care i-ai. Tare, cât de mulți tăieței. Ador porțile imense. Asta-i tot, poftă bună. Ce senzații ciudate. Parcă se face cam cald aici. A dat cineva drumul la căldură? Oh, nu! Și ceva nu e în regulă cu purtica mea! Voi exploda! Am nevoie de apă! De multă apă! Mă tem că e prea târziu! Știam eu că asta nu se va termina cu bine! Ce a fost asta, Suzy? M-ai speriat! Wow! O, ochiuri! Încep să mă plictisesc! E timpul să continuăm! Minunat! Eu chiar am ales! Bravo, Suzy! Mă bucuri! Sper că voi avea cu ce te bucura și pe tine! Și eu sper asta! Păcat, dar nu ai gustări de data asta! Primești ghiare de pui! O scârboșenie adevărată! Doar va fi amuzant de privit! Ține-le pe toate, Suzy! Știam eu că trebuie să mă pregătesc pentru cei mai rău, dar ghearele de pui, asta e prea mult! Cu atât mai mult sunt crude! Ce scârboșenie! Ajutor! A mai rămas puțin! Se vor termina imediat! Păi mulțumesc! Cu plăcere! Hei, ce faci, Suzy? Eu nu sunt de vină! Tu singur ai ales! Ajunge! Hei! Ce țintă bună! Te rog, încetează! Îmi strici costumul, așa e mai bine! Fii rar, nu-i nimic, te prind eu! Sper că va uita de asta! Noi continuăm jocul! Cât de multe butoane! Îmi fug ochii! Voi apăsa fără să privesc! Să te încrezi, sorții! Asta e interesant! Și primești un slime imens! Crede-mă, nu e cea mai rea variantă? Din nou o scârboșenie! M-am săturat! Ajunge! Nu mai pot! Mai ai puțină răbdare! Doar ce am început! Dați-mi drumul! Vreau să-mi fac un duș! Nu vei ajunge repede la duș? Oh, și ai prins gustul? Vrei să continui? Tare! Ține-o tot așa! Știam eu că te vei răzgândi! Asta este noua surpriză! Slime-ul a fost îndeajuns! Și asta ce mai e? Ochii mei! Nu văd nimic! Cât de mult praf! Îmi vine să strănut! Opriți asta, vă rog! Mă mănâncă tot corpul! Poate e alergie? Wow, cât aur! Pare a fi o statuetă! Eu cred că arată minunat! O operă de artă! Ce se petrece acolo? Trebuie să văd! O, da! Aici se dansează! Vino și tu! Păi, fetelor, sunteți gata să continuați? Eu deja am ales! Este! Ce lovitură exactă! Mă uimești! Ehe. Sunt gata pentru orice! Nu mă speriați! Nici nu e nevoie! Ai mare noroc! Primești popcorn! Nici eu nu l-aș refuza! Dar trebuie să ți-l dau! Așa e regula! Popcorn? Nu-mi cred ochilor! Uimitor! Ce surpriză plăcută! E cea mai bună chestie câștigată la provocare! Și atât de mult pot înnota în el! Gata, ajunge! Goleata s-a golit! Și acum ne putem juca! Stai! Nu am aer în cutie! Suzy, nu mai distrage atenția la tine! Dacă știi, e rândul meu acum! Și deja mi-am ales butonul! Nice. Nu te îngrijora, cel mai important e să mă distrez eu. Te felicit, primești bombonele pocnitoare. Le ador. Doar privi ce foc de artificii super. Gata, nu mai gust, sunt ale tale. Din nou nisip. Ba nu, pare a fi ceva comestibil. Chiar, sunt bombonele pocnitoare. Și nu le refuz. Haide, nu te opri, ce delicios. Vai, ce se petrece? Ajutor! Ce foc de artificii nebunesc!
Wow, incredibil! Nu mai pot! Nu e deloc plăcut! Nu te opri! Nouă ne place! Timpul se scurge, trebuie să ne grăbim! De data asta sunt gata să fiu prima! Și aleg butonul cel galben! What? Ce neașteptat! Credeam că Suzy va fi cea curajoasă ca de obicei! Oare m-am grăbit degeaba? Deloc! Bravo! Primești un pepene! Și așa vei putea bea mai ușor sucul! Doar uitați-vă la asta! E atât de proaspăt! Vreau să-l gust! Dumnezeiesc! Simt un val de energie! Sper că-ți va plăcea și ție! Deschide gura mai mare! Vine sucul! E ceva lichid! Ce poate să fie? E foarte rece! Și gustul e plăcut! Cineva s-a udat până la piele! Ți-am zis să deschizi gura mare! Nu-i nimic! Îți arăt eu ție! De ce ai făcut asta? Acum am fața plină de sâmburi! Scuze! Eu doar voiam să glumesc puțin! Înseamnă că e rândul meu! Ține asta! Ce amețeală! Eu stau puțin jos! Prietene, e timpul să ne jucăm! Haide să alegem butonul! Ești de acord? Atunci apasă-l! Și de acum mă descurc singură! Sâmburi stupizi! De-abia m-am scăpat de ei! Timpul să trecem la Suzy! Un moment! Trebuie doar să bat din palme! Cât de multă cola! Ăsta da noroc! Suzy, ți-a zâmbit norocul! Deschide gura! Îți va plăcea gustul ăsta! Vai! E ceva ud! Nu! Nu voiam să stau într-o baltă! Stop! E cola! Atunci sunt gata să-mi schimb părerea! Ce delicios! Ce faci acolo, Suzy? Nimic! Dar burtica mea... prea mult acid! Ce ai făcut? Să vedem ce e interesant pe aici. What? Iar eu cred că tot ceea ce e mai interesant se află în cutii. De exemplu, butonul ăsta. M-ai uimit din nou. Nu credeam că cineva îl va apăsa. Ce mai? Trebuie să-ți dau o umbrelă de protecție. Crede-mă, vei avea nevoie. Wow. Ce simpatică e! Îmi vine minunat! Și mai vreau ceva! Un nou buton! Cum spui? Norocul e din nou de partea ta! De data asta ai primit cartofi pai! Nici eu nu le pot rezista! Ce gust proaspăt grozav! Proaspăt pregătiți! Mai că uitasem de sos! Ce mai uituc? Cartofii nu pot fi mâncați fără ketchup! Cred că porția asta e perfectă! Pornim! Nu se poate! Sunt cartofi pai! Îi ador! Tare! Mulțumesc! Și chiar mi se făcuse foame! E timpul să împulec! Asta da porție! Îmi place! Îmi ajunge pentru o veșnicie! Văd că-ți place să mănânci! Înseamnă că și sosul îți va fi pe plac! Ține! E destul! Măiculiță! Ceva curge pe mine! O, da! E ketchup! Ăsta da noroc! Combinația perfectă pentru cartofi! Ce-am spus eu? Am gusturi bune! Și eu ar trebui să-mi culeg! Suntem aici deja de câteva ore! Sunt convinsă că după butonul ăsta se ascunde ceva delicios! În locul tău nu aș fi așa de sigur, Suzy! Ține asta! Vei avea noroc! Interesant, pentru ce e asta? În fine, mi-l voi pune pe cap! Și acum e timpul să apăs al doilea buton! Vezi? Știam eu că vei avea nevoie de protecție! Vai, ce miros! Trebuie să-mi astup nasul! Cu clama e mult mai bine! Suzy, brânza asta mucegăită e pentru tine! Nu! Îmi lacrimează ochii! Se pare că cineva arunca ciorapii împuțiți la mine în cutie! E brânză! Am înțeles! Aproape că am ghicit! Luați-o de aici! Mi-e rău! Sorocuță! E timpul pentru niște exerciții pentru degete! Cred că și pentru mine! Iar apăsatul de butoane e minunat! Ce buton neobișnuit!
Asta da o întorsătură de situație! Grozav! Nu te îndoi de asta! Va fi amuzant! Ochii de jeleu ridică oricui moralul! Sunt convins că gustul va fi delicios! Numai decât vom afla! Spune-ne rapid părerea ta! Ce sunt astea? Mingiuțe? Nu par a fi! Wow! Sunt ochi de jeleu! Cât de delicioși sunt! Doar aruncă mai cu grijă! Deja mă doare capul de la lovituri! Scuze, dar trebuie să existe și minusuri în toate! Ce dureros! M-am mușcat de deget! Nu trebuia să mă grăbesc așa! Ajutor! Am nevoie de un doctor! Uimitor! Nu te credeam așa neîndemânatică! Nu te îngrijora! Trece! Eu nu voi repeta greșelile altora! Trebuie să fiu foarte atentă! Wow! Un buton cu gumă! What? Știam eu că-l vei alege! Nici nu mă îndoiam de asta! Nu te-a înșelat intuiția? Butonul chiar ascunde gumă! Doar că e atât de mică, e nevoie de ceva mai mare. Trebuie să mă folosesc de o pompă. Uite așa, umflăm puțin, minunat, încă puțin. Acum e complet altceva. M-am străduit cum am putut. Sper că-ți va plăcea, Suzy. Wow, câtă gumă! Nu mă așteptam la un așa rezultat. Pregătește-te, Suzy, te așteaptă ceva incredibil. Capul meu! Uită-te pe unde arunci! Gumă! Minunat! Așa mă și gândeam! Cât de multă e, îmi ajunge pentru mult timp! Se pare că s-a golit! Haide, Suzy! E atât de bună! De mult nu am mai mestecat așa! Și acum un balon? Vai! Mă ridică! Vezi să nu zbori prea departe, Suzy! Scuze, doar trebuie să mă implic în asta! Vai, ce zgomot! Aproape că m-am lovit! Și acum am fața plină de gumă! Iac! Fetele trebuie să deschidă 3 seifuri. Unul minunat, unul oribil și unul magic. Eu deschid prima, am seiful cel magic! Interesant, oare ce să fie în el? E un pistol magic, pot împușca cu el! Pau, pau! Aveți grijă! Oare ce să fie în seiful meu? Ce? Doar o pungă de hârtie? E goală! Și eu care îmi doream ceva interesant! Acum e rândul meu să deschid! Oare ce se află în seiful meu? Wow! Sunt bani! Acum sunt așa de bogată! Îmi pot cumpăra o grămadă de bomboane! Sau un PlayStation nou! Mâinile sus, Emma! Dă-mi banii! Ăsta e un jaf! Nu vrei să-mi dai? Atunci trebuie să deschid focul! Wow! Ce e asta? Mi-ai mărit banii! Mulțumesc! Acum sunt și mai bogată! Oricum trebuie să-i împarți! Dă-mi! O, nu! I-am rupt! Acum nu mai putem cumpăra nimic! Se pare că laserul a atins-o pe Mary și i-a mărit buzele! Ce bine că a primit o pungă! Își poate ascunde fața! Kate își deschide seiful, iar înăuntru așteaptă cea mai delicioasă Hubba Bubba. Ce gust nemaipomenit! Și Mary vrea să o guste! Kate, mănâncă-o mai repede, până nu ți-o fură cineva! Wow, e în stare să o mănânce cu totul! Și asta ce mai e? Mary s-a decis să se servească! Adevărul e că fără permisiune! Iar Kate nu are de gând să împartă. Probabil Mary doar trebuia să-și roage prietena să o servească. Dar acum Kate sigur va mânca totul singură și nu va servi pe nimeni. Arată-le tuturor ce baloane de gumă poți să faci! Sigur îți va ieși unul imens! Așa e! E minunat! Oare ce le așteaptă pe fete în celelalte seifuri? E timpul să-l deschidem pe cel magic și să vedem ce ascunde! Dar ce să fie? Pare a fi o coadă de sirenă! Și ce frumoasă e! Wow, e comestibilă! Dar ce va păți Emma când va termina de mâncat? De-abia aștept să aflăm! Cu toții ne-am dorit la un moment dat o coadă de sirenă! Ne-am dorit să trăim în ocean, să înotăm și să cântăm! Și câteodată, visurile mai bine ar rămâne doar visuri! Dar nu de data asta! Emma chiar a devenit o sirenă! Ce păr minunat are! Din păcate, pe uscat sirenelor nu le este foarte ușor! Și cum va mai merge acum? Cu toate astea, sigur își va găsi prințul!
Iar lui Mary i-a rămas ultimul safe. În el se ascunde ceva neplăcut. Haideți să-l deschidem și să aflăm. Baftă, Mary! Eroina noastră se pune pe treabă. Și se pare că din safe vine un miros neplăcut. Nici nu vreau să văd de la ce vine. Oh, nu! E o bucată de brânză mucegăită. Oare de ce unii o consideră delicatesă? Mirosul e insuportabil, iar Mary trebuie să o mănânce. Ce va face? Chiar o va mânca? Mi se face rău. Mary își îndeplinește misiunea. Am verzit toată, dar continuă să mănânce. Și fetele râd de ea. Dar Mary mănâncă până la ultima bucățică. Îmi imaginez cum duhnește. Sigur nu miroase a Chanel. Dar Mary are o idee. Se va răzbuna. Și ce mai miros trebuie să fie acolo? Trecem mai departe, până nu ajunge mirosul și la noi. Eu vreau să-mi deschid prima seiful magic. Wow, e o brioșă! Și ce culoare neobișnuită! Cremă roz! Și a luat verde! Și ce miros incredibil are! Vreau să-l mănânc! Gustul brioșei ăsteia magice, chiar dacă arată ciudat, nu se deosebește de gustul unei obișnuite. Și Emei îi place! Nu e de mirare că și fetele își doresc să guste. Dar oare care să fie efectul magic? Wow! Emma s-a transformat într-o zână! Și acum poate face magie cu bagheta sa magică! Minunat! Acum e rândul meu să deschid! Și eu trebuie să am ceva delicios! Doar priviți! Și Mary a primit o brioșă! Și dacă o va mânca și se va transforma de asemenea în zână, precum Emma! Trebuie să verificăm! Deși crema și aluatul arată foarte obișnuit! Se pare că nu s-a schimbat nimic! Eh, și Mary își dorea atât de tare să devină o zână! Nu de data asta! A mai rămas doar ultimul safe! Oare ce se ascunde înăuntru? Și din nou o brioșă! Una neobișnuită, roșie, decorată cu un ardei chili. Dar Kate nu-l observă. Își mănâncă desertul așa de repede. Mai încet, Kate! Consecințele nu vor fi plăcute. Vai, și ce va fi cu ea atunci când își va da seama? Chili e cel mai iute ardei din lume. Oh, nu! Știam că așa se va termina. S-a înroșit toată. Îi iese fum pe urechi. Ajutați-vă, prietena! Emma, ești sigură că te descurci cu puterile tale magice? Șoricelul Kate e drăguță, dar mai bine întoarce-o la forma obișnuită. Da, poate că într-o viață anterioară Kate a fost o plantă. Se pare că bagheta magică e stricată. Trebuie reparată înainte de a face vrăj. Oh, nu, nu din nou! Nu o putem lăsa pe Kate în forma unei broaște! Încearcă din nou, Emma! Ura! Ți-a reușit! Și acum Kate a rămas cu obișnuințe de broscuță. Dar bine că e salvată! Și noi ne continuăm provocarea! E rândul meu să deschid seiful! În el mă așteaptă ceva plăcut! Wow! Un iepuraș! E atât de drăguț! Atât de pufos! Mereu am visat la un animăluț de casă! Ține un morcov, prietene! Mănâncă! Hei! Nu mi-atingeți prietenul! E doar al meu! Și voi avea grijă de tine, pufosule! Acum eu îmi voi deschide seiful! Wow! Ce să fie în el? Un creion imens! Ce ciudat! Nu am mai văzut niciodată creioane magice! Voi încerca să desenez cu el! Poate îmi va îndeplini dorința! Dar ce să fac? Știu! Îmi voi desena un iepuraș! Când nu ai un iepuraș, ți-l poți desena! Cu atât mai mult că e foarte simplu! Un botic și două urechiușe! Gata! Wow! Iepurașul desenat a devenit adevărat! Fantastic! E atât de drăguț! Și-l pot mângâia! Acum știu cum mă pot folosi de creionul magic! Pot desena orice cu el! Și totul se va îndeplini! Vă voi desena pe voi, fetelor! Să vă desenez pe voi nu e mai greu decât să-l desenez pe iepuraș! Doar că voi adăuga ceva în desenul meu! Va fi foarte haios! Lui Kate a ieșit un minunat portret al prietenelor sale! Doar că... ce e asta? Priviți-le, fețele! Sunt râturi de purcel! Ce mai drăgălășenii! Dar fetelor clar nu le place!
Vai, vai, Kate! Va trebui să îndrepți totul! Fie, așa să fie! Vă voi șterge năsucurile! Și în locul lor, vă voi desena niște nasuri obișnuite! Gata! Magia a dispărut! Sunteți mulțumite? Puftim! Erați așa de haioase! Chiar nimănui nu i-a plăcut glumița mea! Ce e în seiful tău, Emma? Aflăm numai decât! Oh, nu! Un șobolan? Vai! Mă tem de șobolani! De la un șobolan atât de mic a ieșit un scandal atât de mare! Toate eroinele s-au speriat de el! Și Kate are un plan! Oare ce desenează? E exact ce le trebuie ca să se scape de șobolani! Priviți! Un șobolan într-o mașină! Și așa șobolanul pornește într-o călătorie îndepărtată! Bine gândit, Kate! Ți-ai salvat prietenele!